Li s-a pus gând rău șoferilor care circulă cu viteză pe DN1. De astăzi, poliția rutieră Prahova deține o mașină performantă care are sub capotă 420 de cai putere. În doar 5 secunde aceasta atinge 100 de kilometri. Primele teste au fost deja făcute astăzi în zona dispecerului de monitorizare a traficului din Bărcănești. Și este o mașină sport, Porsche 911 Turbo. Este echipată cu un motor de 3600 de centimetri cubi, dezvoltând o putere de 420 de cai putere. Tracțiune integrală, cutie de viteză automată. Mașina are o capacitate a motorului de 3600 de centimetri cub și poate atinge 330 de kilometri pe oră. Acest autoturism va fi folosit cu precădere în executarea misiunilor pe drumurile naționale din județul nostru, în special pe DN1. Servește la asigurarea unui trafic fluent și în condiții de siguranță pentru toți conducătorii auto și pentru participanții la trafic în general și totodată servește pentru depistarea și oprirea conducătorilor auto care ar intenționa să apese mai mult pedala de accelerație și să scape astfel de răspundere. Mașina care astăzi a intrat în dotarea poliției rutiere Prahova a ajuns pe mâinile oamenilor legii după ce în 2002 vameșii din Nădlac au descoperit că în interiorul ei se aflau peste 60 de kilograme de heroină. Mașina a fost confiscată și a ajuns într-un final la custodia guvernului, iar acum în Prahova.